Bine v-am găsit la un nou tier list și la un nou clip legat de muzică. Astăzi facem, cred că, primul clip de acest gen din România, primul tier list în care vorbim despre Urbanist Sessions. Și aș vrea să spun câteva lucruri înainte de a intra în tier list, faptul că ascult și îmi plac în egală măsură atât Repul cât și trepul sunt fanul amândorura și îmi plac la nebunie artiști din ambele stiluri muzicale, tocmai de asta nu o să fie vreun artist mai favorizat în acest tier list. Și în general la urbanism veți vedea că o să avem destul de multe clasate destul de sus, pentru că la urbanism mi se pare că majoritatea artiștilor vin să demonstreze ceva. Dacă nu sunt artiști atât de mari, majoritatea vin să se afirme și chiar și cei extrem de mari care ajung acolo dau niște bucăți extraordinare ca să arate cine sunt ei cu adevărat. Tocmai de asta mi se pare că urbanistul reprezintă o chestie foarte, foarte mișto și o chestie care ajută cu adevărat foarte mulți artiști la început de drum, dar și pe cei mari să arate că încă o duc și tocmai de asta nu este de mirare că foarte multe bucăți de la urbanist au devenit super, super populare și pe foarte mulți efectiv i-a pus pe hartă. Dar, cu toate acestea, nu am ales chiar toate urbanisturile apărute vreodată pentru că unele au venit de la niște artiști care nu au mai scos altceva după. Însă sunt aproape toate, sunt cele care contează cu adevărat și le-am pus în ordine cronologică de la primul apărut vreodată până la cel mai recent și haideți să-i dăm drumul, abia aștept să aflu în comentarii care sunt urbanistările voastre preferate, care au rămas cu voi chiar și după 3, 4, 5 ani de când au apărut. Și nu uitați că este strict părerea mea, sunt strict alegerile mele, gusturile mele și haideți să intrăm în tier list. Bun, avem și tirurile, cel mai de sus m-am gândit să fie evident legendar, după foarte bun pentru că au fost extrem de multe urbanisturi foarte bune, Nice care este în continuare un urbanist bun, bunicel, dar care nu a rupt norma, nu ne-a dat pe spate cu foarte multe lucruri, avem Mech, un urbanist care deși nu a fost extrem de slab, totuși chiar nu ne-a surprins cu ceva și de ce la modul de ce Deli ai chemat artiști de genul la urbanist, nu o să aflăm niciodată, stați liniștiți că o să fie destul de multe urbanisturi la categoria de ce. Și cum am zis, le-am pus în ordine cronologică și haideți să începem cu primul urbanist apărut vreodată, care nici măcar nu este pe canalul Port TV, este pe Facem Record. Primul urbanist al lui Doc, na, cunoscătorii știu că Doc are două urbanisturi, însă acesta este primul urbanist ever, care, din punctul meu de vedere, se duce la foarte bun. Nu sunt cele mai bune bucăți neapărat lui Doc, însă îl ducem și la foarte bun pentru că a, a reprezentat primul urbanist dintr-un concept care vedem a acaparat atât de, de multă zonă pe, pe, partea aceasta de muzică și totuși acel început de primă parte este și va rămâne mereu legendar. De asemenea, încă o chestie, nu să ne lungim foarte mult la fiecare urbanist pentru că sunt extrem de multe și nu vreau să facem acest clip de două ore, însă urmează urbanistul lui VF lui Vlad Ferraru, îl punem la Nice. Este interesant într-o perioadă în care VF nu era de cunoscut, cumva de-abia apăruse, dar nu a rămas atât de mult cu mine. Urbanistul lui Amuli, însă, în ce perioadă pentru Amuli a apărut, a apărut acest urbanist? Într-o perioadă în care Amuli cumva încă nu confirmase faptul că era și pe zona de rep. Mă rog, după au venit niște colaborări care l-au dus sus de tot. Însă Amuli, urbanistul acesta lui Amuli, este, zic eu, la foarte bun. Ar fi putut să fie la legendar, Însă nu au rămas toate bucățile lui cu mine. Urbanistul lui Dispect, un artist care cred că acum cântă sunele de Julian Draco sau ceva de genul. Însă Dispect a dat o parte foarte mișto la, la Urbanist și se duce la nice, foarte, foarte pe vibe, așa, foarte pe low-fi urbanistul lui Dispect. Mi-a plăcut, nu e top pe versuri dar îți dă un vibe și urmează Frank. La Nice nu e neapărat genul meu de rapper Frank, dar apreciez pe lirică, este, 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 monstru. Tommy Marfa și la Nice. Tommy Marfa, evoluția lui Tommy Marfa în ultimii ani este pur și simplu de apreciat. Și ajungem la primul urbanist care se duce la categoria de legendar și o să vă zic de pe acum, cred că urbanistul lui Funk B este cu adevărat urbanistul meu preferat. A apărut pentru mine și într-o perioadă extrem de importantă, într-o perioadă în care îl adoram efectiv pe Funk B și încă o chestie legată de urbanistul, mi se pare că unele apar și într-o perioadă foarte bună pentru acei artiști sau ar trebui să le analizăm și din perspectiva perioadei în care se aflau acei artiști în momentul în care au dat sau în momentul în care au venit la urbanist. Funk B a venit într-o perioadă în care acest urbanist efectiv l-a ridicat enorm de mult și strofele, versurile, lirica lui Funk B de la urbanist a fost incredibilă, va rămâne, zic eu, în istoria nu doar urbanistului, dar și a repului și Funk B știm deja că este, din punctul meu de vedere, nu doar un monstru pe zona de rep, dar în momentul de față, poate și probabil cel mai bun rapper. Motanu, se cești la Nice cu partea lui, nu pot să zic că a rămas cu mine prea tare, dar Motanu e mereu un artist destul de diferit. Peripit, foarte interesant ce face Peripit acum. O să-i pun urbanistul la meh pentru că nu pot zic că mi-a plăcut atât de tare, însă atenție foarte mare la ce face Peripit acum pe drill, pentru că e foarte mișto. Are chiar o sesiune de drill cu Funk B pe care vă recomand extrem de tare și tipul e foarte bine în momentul acesta pe, pe, partea de strada Varius, pe partea de drill, ce face, face foarte bine. Urmează încă un urbanist care se pentru mine la legendar, este vorba despre urbanistul lui Gianu și a apărut într-o perioadă în care Gianu nu că era pe val, rupea. Um, cred că a fost fix în perioada sau imediat după ce a scos albumul în linia întâi și pe partea de rep atunci nu prea stătea cineva în cale lui Gianu. Ce este în momentul de față? n-aș vrea exact să mă pronunț, însă Gianul la Urbanist a distrus tot. O liniuță pentru mine la Meh și asta vă zic pentru că nu sunt un mare fan o liniuță, îmi pare rău. Pe partea de Battle MC, da, la apreciez, dar pe partea de rap nu sunt eu cel mai mare fan al său. Urmează urbanistul lui Oski, care e aici. Hai să zicem chiar peste cel al foarte tânăr, dar cu niște bucăți foarte interesante Oscar la, la urbanist și mi se pare foarte mișto să asculti urbanistului Oscar acum analizându-i sau gândindu-te la toată evoluția sa din ultimii 3-4 ani. Urmează bruha și amintiți-vă puțin ce furori a făcut bruha cu acest urbanist. A fost prima femeie din trep care a bubuit sau poate chiar prima femeie din trep de la noi din țară și cred că urbanistul Bruhăi a fost cu adevărat primul urbanist care a pubuit total, la care toată lumea a zis, băi, ce e asta? cine e tipa asta? Ce se întâmplă? Ce este acest look? Nu mă așteptam ca o tipă să dea de bine pe rep și pe trep la noi. Uite că a venit Bruha și a cam distrus tot cu acest urbanist. Pentru mine era la foarte bun și... Nu știu, chiar a rămas cu mine. Chiar a rămas cu mine atunci ca apariții efectiv, a avut prezență scenică, încă are prezență scenică Bruha și îmi place să văd cum a evoluat până acum. Urmează urbanistul lui Hawk, care se duce la Nice, foarte mișto și Hawk este un artist de care, dacă încă nu ați auzit, ar trebui să aruncați unul peste piesele sale. Colaborările lui Hawk cu DJ Nasa sunt foarte mișto și sunt foarte pe feeling. Hawk cu adevărat unul dintre puținii artiști de rap, puținii rapperi din noua generație care au un alt vibe, dar din nou super, super subapreciat, Hawk. Urmează Kojo și el a bubuit cu acest urbanist și doamne cât de, cât de sus l-a ridicat urbanistul lui Kojo pe, pe el ca artist. Păcat că nu prea a scos materiale A scos un singur album după acest urbanist Și în rest nimic A mai sărit pe leap și doi acum Dar mm, mm, mm. E la foarte bun însă Urbanistul lui Cojo A fost altceva în perioada aia Și pentru toți fanii old school Înțeleg de ce E atât de iubit Cojo Dar e unul dintre Puțini artiști care poate să scrie la... la nivelul acela Și hai să vă mai dau o bombă Nelly e și el la legendar. Hai, sim serioși. Nelly a venit să se afirme atunci la urbanism. Nelly avea câteva chestii pe care trăia să și le ia de pe suflet. Chit că a deranjat ceva lume, ce a zis Nelly atunci a fost, a fost, foarte mișto și hai să nu uităm că în perioada aia Nelly era monstru, Nelly rupea, Nelly era iubit cam de toată lumea. În continuare este, însă nu prea mai scos de multă muzică, dar cu adevărat aceste trei urbanisturi, Fang B, Giano și Nelly, mi se par până și în ziua de azi legendare, legendare. Și urmează încă un urbanist pe care pur și simplu îl iubești și care se duce la legendar, hai sim serioși, Mimi sau cum îl știm acum sub numele de Mimon, omul pe dume e genial. Deci ai zice că tot ce scrie, scrie la trol dar pur și simplu, n-ai cum să te iei cu flow-ul lui Mimi pentru că rupe tot. E în brigada cu A.O., cu Tommy Marfa și aș vrea din toată inima să mai scoată piese cum scotea acum vreo 3-4 ani pentru că rupe. Deci omul ăsta, când vine vorba de rap, pe dume ți le dă. Și nu prea am ascultat artiști care poate să, să stăpânească atât de bine acest gen de ego rap. Atât de mișto cu Dume, atât de bun, deci vă rog, ascultați acest urbanist al lui, al lui Mimon ca să înțelegeți cu adevărat ce înseamnă Dume când vine vorba de rep și când vine vorba de artiști care în momentul în care ar fi să dea un dis ar distruge pe oricine. Urmează stres, țin minte că a fost un urbanist apărut fix înainte de a scoate ultimul său album o să-l pun la nice, nu pot să zic că m-a dat pe spate cu ceva urbanistul lui, lui Stres, dar mi-a plăcut relativ, mi-a plăcut o bucată, mi-a plăcut vreo două bucăți. Urmează și urbanistul Bacovia și el la nice, foarte interesant, a apărut într-o perioadă interesantă pentru Bacovia. Și aici am un hot take urbanistului nomad, aici și pentru mine la meh, n-aș vrea să credeți că am ceva cu brigada Bam Digi Bam, însă pur și simplu o linsă și nomad și chiar și fraxul nu sunt neapărat pe gustul meu. Nu că n-ar fi niște rapper buni pentru că sunt, dar nu sunt pe gustul meu. Urmează șapte care a fost destul de controversat când a apărut cu urbanistul său, pentru mine să ce sincer la foarte bun, mi-a plăcut la nebunie urbanistul 7 și mi-a plăcut cum foarte multă lume a sărit pe la în secțiunea de comentarii, fiind și cam printre primii treperi care s-au dus la Urbanist și a primit, a primit hate, dar mi-a plăcut că i-au sărit în spate oameni care sunt pe old school. Pe șapte, dacă vă uitați prin comentarii, l-au apărat foarte mulți veterani sau foarte mulți oameni care erau de partea repului. Deși, mă rog, această bătălie în ghilimele rap vs. este absolut inutilă. Dar zic așa, ca sau drept context. Și tocmai de asta mi s-a părut că 7 s-a afirmat în acel urbanist. Sau mi se pare că prin urbanistul lui 7 de la acea vreme, trepul a câștigat mai mulți susținători. Și urmează urbanistul lui JSO, dacă nu l-ați ascultat sau dacă nu știți de JSO, vă rog eu, trebuie să-i dați o șansă acestui om. Se duce la foarte bun pentru că a fost foarte mișto. Și JSO e un rapper foarte, foarte subapreciat, care însă când o dă, destul de rar, o dă bine de tot. Și nu e newcomer, omul ăsta e de mult în muzică. Și urmează Biță, poate încă un hot take, dar din păcate pentru toți fanii știu că sunteți mulți, nu-mi place Biță. Nu mi-a plăcut niciodată Biță, nu, nu că aveam ceva cu versurile sale, însă pur și simplu nu mi-a plăcut vocea sa niciodată. Mi se pare că nu se potrivește pentru rap și deși pe versuri, da, biță e biță, trebuie să-i dăm ceea lui, însă vocea sa, nu știu, nu m-am împăcat niciodată cu vocea sa și tocmai de asta nu pot să vă minci să zic că îl pun la foarte bun sau la nice pentru că știu că mulți dintre voi îl apreciați extrem de mult. Nu, pentru mine biță e la meh pentru că nu, nu ascult biță, nu sunt fan biță. Urmează Dice, din brigada Kef și Dice, sau mă rog, din duo-ul Chef și Dice, care se duce la Nice, mi a cum mi se pare interesant, însă o să ajungem și la colegul său mai încolo. Și până atunci, însă, vine vorba de Arcanian. Hai să nu-l ducem chiar la de ce, să-l ducem la Meh nu sunt fan Arcanian, am încercat de multe ori să-l ascult, nu-mi place, nu e pentru mine, nu știu. Urmează Max K sau Max Constant care a fost interesantă, hai să o punem la nice, nu prea a rămas cu mine urmanistului, dar îmi place ce face tipa, are multe colaborări și cu Aldu și e relativ interesantă, e tare pe partea de rap, una dintre puținele femei din rapul actual. Și urmează Faust, ador ce face Faust de 2-3 ani încoace, nu pot zic că am început cu cu atât de mare pentru Faust, dar m-a câștigat de-a lungul timpului, m-a câștigat prin foarte multe colaborări și piese extrem de mișto. Și urbanistul său e destul de nice. E undeva pe aici, zice. Și urmează un urbanist, sau cred că cel mai popular urbanist a apărut vreodată, cel al Irinei Rimes. Nu știu neapărat unde să-l pun. E interesant, nu pot zic că nu. O să-l pun la nice undeva... Să zicem pe aici? Hai să zicem pe aici. A fost destul de nice, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate. Dar e tare că a dat-o pe rap și că a încercat să vină la Urbanist ca o artistă completă, nu doar ca o tipă de la radio și să o dea și pe na, stilul de la urbanist, dar din nou, nice, cred că, cred că stă destul de fer acolo. El Nino. Mereu la am iubit pe acest om, este unul dintre primii artiști de rap pe care i-am ascultat vreodată și să zic așa după Yuji Mafia, cred că El Nino a fost următorul pe care l-am ascultat cu adevărat cu, cu, foarte multă atenție. Urbanistul său o să se ducă la Nice, dar undeva pe aici, pentru că mi-a mi, -a, mi -a plăcut destul de mult, sincer, și cam pe fiecare album al lui El Nino veți găsi minim 3, 4, 5 6 piese foarte mișto care o să vă placă foarte mult, din punctul meu de vedere. Omugnom, n-am cum să nu-l pun la nice, deși nu este genul meu de rapper, lirica sa este extraordinară, absolut extraordinară. Urmează primul urbanist de de ce, de ce de de ce l-ai chemat pe Albert Nebunul și l-ai lăsat să-și păstreze bucata aia. Cred că e cel mai scurt urbanist ever, are cât 4 minute, 5 minute, adică e aproape cât o singură piesă, da? Na, nu pot zic că nu sunt fan, Albert Nebun, mă rog, fan. Îmi place ce scoate, relativ, dar la urbanist, na, scuze, da, nu. No. Și uite încă un rapper extrem, extrem de underrated, este vorba despre Smoală Kazan, care a rupt la urbanist e la Nice, undeva pe, undeva pe aici, îmi place mult, îmi place mult smola cazan. n-am ascultat foarte mult din discografia lui, dar ce-am ascultat mi-a plăcut la nebunie, e diferit, îmi dă vibe de cazii ploaie de multe ori și se vede cum îl face strict ce vrea în muzică și nu prea interesează neapărat de promovări sau de piese care să bubuie, pur și simplu scoate muzică pentru că asta simte. Și mesajele lui de multe ori sunt mișto. Gheboasă, una dintre puținele sau cred că aproape singura parte muzicală care mi s-a părut ok de la gheboasă din tot ce a scos acest om în cariera sa o să ducă la meh din nou pentru că mi s-a părut ok și nu e chiar de de ce a dat-o puțin și pe old school a încercat să facă ceva dar na urmează și Fraxu na, îmi pare rău nu e pentru mine și urmează Kev. Kev e la Nice. Undeva pe aici. Din nou. Kev și Dice ca duo. Foarte mișto. Au multe piese mișto. Una cu Deli, au și una cu Doc care îmi place la nebunie. Și ar trebui să le, le cam dați o șansă. Sunt foarte mișto acești băieți. Și urmează Alberto Grasso. Se duce la Nice. Hai, simt serios. A fost mișto. A a avut cam ce a trebuit Alberto Grasul la, la Urbanist și urmează Deli care a cam rupt la Urbanist se duce la foarte bun zic eu și urmează Nosfe Rest in Peace, Uncle Ben's partea asta de la Urbanist se duce la Nice undeva pe aici mi se pare foarte mișto cu ce a venit Nosfer la, la, Urbanist. venise cu piese de pe Caps Locked, ultimul său EP, cred că este sincer și materialul meu preferat, Caps Locked. și a fost foarte mișto unchiul la, la Urbanist. Urmează Macanache și el la Nice. N-are cum să nu fie la Nice Macanache. Și aici poate că am un hot poate că nu. Însă, pentru mine, Urbanistul lui Ian este la legendar. Singurul trapper care are un urbanist legendar și, hai să fim serioși, perioada lui Ian, momentul în care a fost la urbanist, a fost, cred că, cea mai bună perioadă în cariera sa, a fost cel mai sus în acele, în acele momente și urbanistul lui Ian, la acea vreme, a rupt absolut tot și, în continuare, l-aș asculta în fiecare zi. Urmează, al doilea urbanist al lui, lui Doc, majoritar în engleză, acest urbanist se duce la NICE. O să se ducă undeva pe aici, sincer să fiu. Mi-a plăcut destul de mult, și acesta, și mi se pare NICE, Comul a venit deja de două ori și el a dat și startul. Și urmează Emma, care se ducă și ea la NICE. Îmi place foarte mult Emma în general, nu pot zic că e cel mai mare fan al urbanistului ei însă, dar îmi place Emma destul de mult. Și ajungem la Nemeu Iani. De ce? Nu pot să înțeleg Deli dă un răspuns dintre toți trepării care puteau veni să facă o treabă bună. Like m a fix pe Uiani. Și urmează unul dintre rapperii mei preferați all time. Am aici albumul lui, unul dintre albumele lui. Este vorba despre Samurai, care se duce la foarte bun cu urbanistul său. N-am cum să nu-l ador pe Samurai, a fost un artist cu care efectiv am crescut. Și da, cam astea au fost. Beauty Mafia, primii artiști români pe care i-am ascultat cu, 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 mult interes și după care au venit El Nino, Samurai, Gianu, cam ăștia au fost pentru mine. Și culmea, au și venit la Urbanist, aceștia, mă rog, Beauty Mafia încă n-au venit, ce-ar fi să vină Beauty Mafia, însă au mai fost oameni, Dragoș Miron, pe care l-am ascultat cu, cu foarte mult interes când eram mai mic, mă rog, nu a venit la Urbanis, probabil nu o să dar sunt artiști. Cazi ploaie, de ce nu? Și urmează Asteca, a avut un Urbanis nice, chit că a cântat doar piese de pe acel deluxe. A... hai să zicem că a fost interesant, nu știu exact unde să-l pun, hai zic undeva pe aici. Interesant tuț Asteca. Și urmează Psihotrop, care a venit sub numele de Chințu Curoi și cred că ar trebui să-i dăm cezarului cel cezarului și pentru tot acel concept din spatele proiectului Kintsukuroi și pentru mesajul cel mai important cu care a venit psihotrop la urbanist legendar, merită și ce scoate psihotrop acum? monstru I de -cash. undeva pe aici da, relativ n-a fost rău urbanistul n-a fost rău deloc sincer urbanistul său o să zic ceva de genul acesta de ce nu? Și urmează Marco Glass, care a avut un urbanist foarte bun. Foarte bun. Hai, simt serios. Foarte bun. Cu toate acele strofe ale sale, mă rog, versuri în engleză. Bravo, Marco. Și urmează un rapper din noua generație. Este vorba despre Crețu, care este în Brigada Strada Varius, care însă nu este neapărat pe gustul meu. Crețu, N-am apreciat urbanistul său, a venit încercând să o dea foarte pe new school, foarte pe trap în anumite momente și nu prea a ieșit. Îmi place relativ ce face cu strada Varius, dar la urbanism mi se pare că nu și-a încercat-o neapărat atât de bine. Și urmează unul dintre urbanisturile mele preferate, este de la Aldu. Nu știu exact unde să-l pun, ai zice ceva de, ceva de genul acesta poate chiar așa. Mi-a plăcut mult, mi-a plăcut foarte mult urbanistul lui Aldu. Și urmează picone din VS Gang. O să zic un meh, dar undeva pe aici, pentru că a fost interesantuț. Și urmează Kila, care, deși a cântat piese doar de pe Osvaldo, dacă nu mă înșel, cu formația live a rupt și a fost cu adevărat primul artist care a venit cu ceva complet nou la urbanist, care a schimbat ceva în modul de funcționare de a de urbanistului și o să-l ducem la foarte bun asta, clar undeva pe aici. Da. Și urmează Ștef Costea, care a fost foarte interesant la urbanist, se cel la nice. Ștef Costea mi-a plăcut mult, mi-a plăcut foarte mult. Următorul fiind MGL care și el a venit cu niște părți interesante la Urbanist, care au devenit foarte rapid populare. Și hai să-l punem pe MGL pe undeva aici. Aș zice ceva de genul, cred că am fi cu toții fer față de MGL. Comul totuși a cam rupt când a venit, pe partea lui, evident. Urmează Juno, Junorakis. Culmea, printre puținele părți care mi-au plăcut de la, de la Juno, este chiar aici, la, la, la Urbanist. Mi-a plăcut cum și-a încercat-o și pe drill, și pe rap, și pe trap. Interesant, nu prea-l vezi pe Juno să fac asta de obicei și întrebarea mea este de ce? De ce Juno nu scoate doar materiale cu, ca cele care veni la Urbanist, pentru că mi-a plăcut mult Urbanistul lui și o să te ducă undeva, sincer, să fiu undeva pe aici. Și urmează Dili un artist care nu plăcea absolut deloc atunci când l-am cunoscut pentru prima oară, mă rog, nu l-am cunoscut față în față. i-am ascultat muzica. Dar îmi place super mult acum, îmi plac toate pisele sale cu, cu funk B, cu maca, e tare, e tare de Limangiaro și în BMC ce scoate e mișto și o se ducă undeva pe aici, e mișto Dili și ar cam trebui să-l ascultați și vine, vine ceva grav. Da, e aici, știți că nu-l suport, știți că nu-mi place, știți că de ce? Urmează încă un rapper din noua generație extrem de bun și extrem de talentat. Este vorba despre Nu, care se duce aici la foarte bun, mi-a plăcut la nebunie urbanistul său și îmi place ce scoate în general. Faust și Nu, un album foarte bun de anul trecut, zic eu că ar merita să-l ascultați. Și urmează Erika Isaac, care o se ducă la Nice, undeva pe aici, Hai să zicem ceva de genul A fost ok Relativ ok Și încă un Nu știu Hai să nu zicem hot take Pentru că nu pot zica surprins pe cineva De mult urbanistul lui Puia mie unul Nu prea mi-a plăcut Să-l punem undeva pe aici Nu știu A fost ok Nu înțeleg neapărat ce a vrut Să demonstreze Puia la urbanist Dacă doar a venit așa la modul că A fost invitat Dacă doar a venit așa mai La zefle mea Dar a fost nu știu, n-a fost nici măcar ok, a fost, nu prea a fost puia. A fost, nu știu, puia care doar Are puit tot timp de cât 6-7 minute și i-a zis lui Deli, hai, postează-mă. Mm. Urmează Rafu, încă, încă nu i-am dat timp lui Rafa de mult, nu mi-a plăcut urbanistul său, undeva pe aici, poate cândva o să-mi placă și Rafu. Și urmează Irma. Irma e o tipă pe care ar am trebui să o ascultați, tot ce scoate cu El Nino e cam bombă. Îmi place cât de mult o susține Linio și cât de, mult, cât de multă publicitate îi oferă. Și e tare Irma. E mișto Irma. O se ducă undeva pe aici. Mi-a plăcut și ar am trebui să o ascultați și voi. Și urmează Johnny Romano. Foarte bun urbanistul său. Omul a cam demonstrat niște chestii prin, prin acele bucăți. A dat-o engleză pur și simplu. Flawless a fost superb, superb. Și omul clar că este extrem de talentat, este poate printre cei mai talentați artiști din România, foarte bine că stă sub aripa lui Connector și că a fost descoperit într-un fel de Connector. Se vede că e plin de talent și că poate să livreze pe orice, pe orice. Poate să scoată piese de, de rap old school, poate să-ți o dea pe rap din afară, poate să dea piese de radio, poate să dea manele, Omul e... e un one-man show. Și urmează un om care e departe de a fi un one-man show. Este un despre spre NMU Umberto, care se duce undeva pe aici. No, scuze, dar nu. No. Urmează Vlad Dobrescu. Și, doamne, ce, ce, ce chestie după nemeu Umberto vine Vlad Dobrescu. Dar, în fine... Vlad Dobrescu e la foarte bun, recent, extrem de recent a fost urbanistul său și cât de bun a fost. Undeva pe aici, zice, mi-a plăcut la nebunie și... și cred că ar că trebui să ascult mai mult Vlad Dobrescu. Din nou, niciodată nu mi-a plăcut de el cel mai mult din, din CTC, mereu am fost cu Doc, după cu Deliric și după cu Vlad Dobrescu, dar promit că o să ascult mai mult Vlad Dobrescu pe viitor. Urmează Bonel, care la fel a venit cu o parte foarte mișto la, la, la Urbanist și el o să-l pun la Nice, o să-l pun la Nice totuși, dar mi-a plăcut foarte mult. Urmează Blanchito, El Dadi, care se duce la tot la Nice și el tot undeva, hai undeva pe aici. Și el a fost foarte mișto. Și mai avem doi artiști cele mai recente urbanisturi, Rava, Nelly, care se duce la Nice. O să fie sus, însă, nu vă faceți griji. E undeva pe... Ah, ah. Da, hai să lăsăm undeva pe aici. Mi-a plăcut mult urbanistul lui Rava, însă mi-aș dori să cânte și altceva decât efectiv tot ip ul pe care l-a scos cu o zi după. Dar e mișto. Rămâne cu tine, ca majoritatea lui Rava, rămân cu tine și a dat-o mișto. Mă așteptam, sincer, să-mi placă mai puțin urbanistul de Rava, dar, dar uite că a rămas cu mine. Și urmează ultimul urbanist, cel al lui Denis V.S., care însă, din păcate, pentru mine este cel meh. E aici, mă așteptam la mult mai mult, mi se pare interesant și cu un potențial foarte mare, Denis V.S., dar nu m-a dat cu nimic pe spate urbanistul său. Și ajungem la final cu tier list-ul nostru în care am clasat aproape toate Urbanist sessions lansate până acum și cu toate acestea însă majoritatea urbanistilor mi-au plăcut. Chiar și cei la MEH pot zic că am găsit ceva relativ interesant acolo, dar în general la urbanist oamenii vin și fac o treabă bună spre foarte bună. Așa că abia aștept să aflu Părerea voastră în comentarii, care sunt urbanisurile voastre preferate, cum am zis și la început. Și dacă ați mai vrea să scoatem clipuri legate de muzică, să vorbim despre muzica de la noi pe viitor. Până atunci nu uitați că aveți un podcast pe canal cu Outsider în care am discutat doar despre muzică și în general muzica trap rap de la noi. Așa că vă aștept și acolo și mulțumesc pentru și ne vedem data viitoare.